Vă reamintesc că meciul este foarte important pentru că va decide, practic, ocupanta locului întâi în această grupă din cadrul campionatului național de junioare 2. Ambele echipe sunt aproape calificate, însă este foarte important de pe ce loc în grupă se vor califica. Avem șansa să mergem cu un gol peste ele. Să sperăm că acesta a fost momentul psihologic al meciului, de la care partida se va rupe. Pătrunde foarte frumos aici Denisa Hangan. V-am spus eu că își revine vestul și de meci. 15 la 14 conducem pentru prima dată în această repriză a doua. Să sperăm că nu vom mai ceda inițiativa și vom duce așa meciul până la final. Ratează jucătorul din Odorheiu Secuiesc, s-a întins bine și Lucea Săsălman după această minge și atacăm în forță cu Denisa și cu Baia, scararucă peste poartă, nu a fost concentrată deloc. Însă marchează numărul 13, Ana Maria Gabor. Foarte interesant, execuția a fost o boltă. O boltă boltită, ca să, da, ca să spunem așa. Important e că a intrat în poartă. Recuperăm. Furăm o minge. Ne-am grăbit puțin. Însă după cum le văd pe fetele noastre, nu pot să mai cred că vom mai pierde de aici încolo. Deși un meci de handbal, mai ales de junioare 2, se poate întâmpla orice. Așa. Hai, e timpul să apere și Lucia Săsărman. O lovitură de la 7 metri ne prinde foarte bine. De puțin, mingea lovește bara și intră în poartă, 16 la 15. Important e că avem avantajul. Foarte bătăioase jucătoarele. Nu scot o vorbă, muncitoare, harnice. Bună combinația noastră, însă neatenție la ultima pasă și pierdem atacul. S-a restabilit și egalitatea numerică, jucăm 6 la 6. În continuare, om la om, pe jucătoarea cu numărul 9, cea mai bună din tabăra adversarilor noastre. Blocată, minge blocată foarte bine și avem șansa să marcăm acum. Baia scapă singură. Frumos. De o boltă frumoasă. Și cu puțin emoții oricum. Da, destul de stăpână pe ea. Se vede că vine mai de sus un pic așa de la junioare 1. A marcat cu destul de multă siguranță. Cum doar Abi Vălean mai face. Da.